Mor în continuare oameni pe drumurile din județul Olt în accidente de circulație. Deși polițiștii organizează zilnic acțiuni în trafic pentru prevenirea evenimentelor rutiere, inconștiența pietonilor și uneori cea a șoferilor sunt greu de oprit. De la începutul anului, mai mulți oameni și-au pierdut viața pe șosele. În perioada 1-1-31-03-2019, pe drumurile din județ s-au comis 36 accidente grave, soldate cu 6 morți și 35 răniți grav și 65 accidente ușoare, soldate cu 78 răniți, restul fiind avarii ușoare. Pietonii sunt principala problemă în trafic, spune șeful poliției Olt. Cele mai multe accidente se produc ca urmare a traversării neregulamentare. Printre cauzele generatoare de accidente, cele mai frecvente sunt următoarele. Indisciplina pietonală, 10 accidente grave. Neacordarea de prioritate la pietoni, 4 accidente grave. Conducerea sub influența băuturilor alcoolice, 3 accidente grave. Polițiștii desfășoară periodic acțiuni pentru prevenirea accidentelor, iar numărul sancțiunilor și cel al șoferilor care rămân fără permis este mare. De la începutul anului, oamenii lege au aplicat peste 15.000 de amenzi, 1.000 de șoferi rămânând fără permis. Au fost descoperite 233 infracțiuni, au fost aplicate 15.497 contravenții, au fost reținute 1.071 permise de conducere și retrase 274 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice sau alte nereguli. Alte cauze generatoare de accidente de circulație sunt viteza excesivă și depășirile neregulamentare. Polițiștii desfășoară în continuare acțiuni pentru prevenirea accidentelor. În plus, în perioada sărbătorilor de Paște, activitățile vor fi intensificate pe toate drumurile din județ. Polițiștii vor scoate în stradă toate aparatele radar.